Bun, și stăm de vorbă la această oră cu profesorul de economie, Cristian Păun. Bună dimineața, mulțumesc frumos că sunteți alături de mine. Bună dimineața! Întrebarea care se pune și se va discuta, se discută de altfel, cum va fi România afectată economic? E important să știm chestiunea asta, pentru că, pe de altă parte, sunt și voci, poate timide, care spun că noi am avea o oportunitate. Sigur că avem o oportunitate. Întotdeauna orice problemă, orice risc reprezintă și o oportunitate, dar până să ajungă să fie o oportunitate, trebuie să punctăm următorul lucru. România ca economie, înainte de această criză, înainte de criza pandemică, era o economie și rămâne o economie puternic dezechilibrată, puternic, să spunem așa, destructurată pe parte macroeconomică, cu un deficit bugetar excesiv, o economie care, în care bugetul statului, instituțiile statului cheltuiesc pe politicile publice și pe alte lucruri mai mult decât reușesc să aducă la bugetul statului ca venituri din taxe, și acest deficit excesiv, semnificativ, se duce permanent către datoria publică. Deci noi practic astăzi, de vreo 2-3 ani buni, parcurgem momente de criză pe deficit și datorie publică, datorie publică care se tot acumulează, datorie publică ce devine tot mai externă, pentru că nu reușim la câți bani avem nevoie să ne împrumutăm doar de pe piața internă, și astăzi toate lucrurile acestea reprezintă vulnerabilități în plus. Înainte de pandemie aveam această situație și făceam acest lucru. După 2 ani de pandemie și ce vedem astăzi, suntem și mai vulnerabili decât înainte de pandemie. Perfect de acord, domnule Păun, dar oportunitățile de care auzisem eu erau legate, de exemplu, de agricultură, pentru că vom avea o problemă în ceea ce privește producția de grâu sau de porumb, care, din păcate pentru noi, mare parte din ea o importam. Și asta în condițiile în care, mă rog, nu neapărat din Ucraina, dar am avea, asta ar fi oportunitatea de care auzisem. Noi suntem exportatori de grâu, suntem exportatori importanți de porumb, exportatori importanți de floarea soarelui. Nu avem o problemă cu exportul și producția de aceste cereale. Noi avem o problemă cu faptul că toate aceste lucruri pot fi prelucrate în țară și pot fi transformate în lucruri cu valoare adăugată. Cum se spunea în perioada interbelică, haideți să nu mai exportăm porumb, ci să exportăm porumb în porci. Domnule Păun, îmi cer scuze că vă întrerup, trebuie să mergem la colegul Marius Aizu. Aș vrea să reluăm discuția și să vorbim acum despre ce se întâmplă din punct de vedere economic cu Rusia. Este în stare Rusia, având în vedere extrem de multe sancțiuni care vin către această țară, să ducă războiul pe o durată mai lungă? E adevărat că în acest context avem India, China și sunt doi jucători foarte importanți care se abțin de la a face tot felul de comentarii legate de ce se întâmplă acolo. Fără ajutorul Chinei și fără ajutorul Indiei, dar cel mai mult ajutorul Chinei contează, Rusia nu va putea să susțină pe termen foarte, foarte lung acest conflict. E nevoie de resurse foarte, foarte multe, iar în momentul de față vedem că încep să funcționeze foarte bine toate aceste măsuri pe care lumea civilizată a început să le ia împotriva Rusiei. În momentul de față, sistemul financiar bancar în Rusia este în colaps și acest lucru este reflectat de faptul că Banca Centrală este tot mai disperată, a trecut la retenție valutară, practic cumpără toată valuta care există în contul firmelor din Rusia în momentul de față, a trecut la refuzul de a mai plăti dobânzi către datoriile acumulate. Există blocaje pe parte de sistem bancar, carduri, nu se pot folosi cardurile Visa și Mastercard, lumea cere numerar, încearcă să-și placeze banii în lucruri de valoare de tipul valută, dar nu au valută, fapt pentru care cursul de schimb în momentul de față este prăbușit. Nu au Domnule Păun, se vorbea la un moment dat despre... Exact, se vorbea despre o chestiune cu o interdicție de a, în legătură cu 10.000 de dolari sau 10.000 de euro, nu știu, n-am înțeles exact tipul de interdicție pe care Banca Rusiei a făcut-o la nivelul cetățenilor.
Da, nu ai voie să deții valută și noi am avut astfel de momente la început, când eram cu o problemă foarte mare pe parte de rezerve internaționale, rezerve de valută. E normal, 600 de miliarde de dolari rezerva Băncii Centrale a Rusiei, din păcate e în afara Rusiei, din păcate pentru ei, și în momentul de față este înghețată, nu au cum să aibă acces la așa ceva, ei au doar aur în interior, dar n-au ce să facă cu aur pe piața lor valutară, fapt pentru care în momentul de față, pentru a evita o prăbușire și mai puternică, oricum este prăbușirea rublei, clar, ei încearcă prin tot felul de soluții să limiteze dolarizarea economiei, adică oamenii să-și țină banii nu în ruble, ci în valută, retenția valutară de care vorbeam la nivelul firmelor, dar acestea sunt măsuri disperate, nu vor aduce foarte multă valută la rezerva băncii centrale, cursul va continua să se prăbușească, stresul oamenilor și, cum să spun eu, disperarea oamenilor, panica oamenilor pentru a avea numerar va crește pe zi ce trece. Cozi la bănci vom vedea. Băncile vor cădea una câte una, deja încep să cadă una câte una, astfel încât cu siguranță nu vom vedea liniște în interiorul Rusiei și va porni probabil o reacție populară generalizată la adresa acțiunilor politicienilor din Rusia. Exact despre asta voiam să vă întreb. Pe de-o parte, se vorbește destul de mult despre criptomonede și faptul că se minează foarte mult în Siberia, pentru că e frig și pot să se întâmple aceste lucruri acolo. Pe de altă parte, cât de mult presiunea economică va influența viața politică din Federația Rusă? Pentru că mai devreme sau mai târziu, când ai portofelul gol, ar trebui să te duci către cei care te conduc și să îi tragi de urechi. A funcționat chiar și în cazul nostru. Până la urmă, regimul comunist dictatorial pe care l-a avut România a căzut din acest motiv. Componenta economică, sărăcia oamenilor, foamea oamenilor, disperarea oamenilor de a supraviețui au dus la o supărare care în final s-a transformat în libertatea noastră și eliberarea de acea tiranie nedreaptă. La fel se va întâmpla și aici dacă lucrurile vor continua și cu siguranță vor continua, pentru că nu vedem vreo reacție de a da înapoi. Noi trebuie să rămânem uniți, trebuie să rămânem ferm, trebuie să arătăm cu degetul ceea ce se întâmplă acolo și să fim o voce cu toții și să mergem până la capăt cu toate aceste măsuri de izolare. Vor funcționa și încep deja să funcționeze foarte eficient din punctul meu de vedere. Bun, sancțiunile vorbesc despre ce se întâmplă din punct de vedere al țărilor vestice, dar pe de altă parte, odată cu Crimea și cu 2014, rușii s-au pregătit, au început să transforme dolarii în euro și în yuan și să se îndrepte cu piața lor principală de desfacere a bunurilor către China, către Asia, către zona aceea. Până la urmă, ar putea Rusia să găsească acolo acea bulă de aer care să-i facă să meargă mai departe în această poveste economică? Sigur, altă șansă nu au decât să se reorienteze spre China. Deja au făcut-o în bună măsură. Problema mare este că în relația lor cu China nu au condițiile și puterea de negociere pe care o aveau în relația cu Europa și cu alte țări din afară. China este un gigant pe lângă Rusia. Rusia, prin comparație, este, cum să spun eu, cățelușul din lesă. Vor negocia și deja negociază. Pe gaz au negocia niște condiții foarte proaste cu China și nu vor putea să negocieze lucruri mai bune pentru ei în acea relație. De asta ei se feresc să meargă, s-au ferit să meargă 100% doar cu China și au pus foarte mare preț și pe relația aceasta cu Europa. Dar în momentul de față, da, rămâne singura lor soluție de a mai salva ce se poate salva. Important este să vedem ce va face China. Oricum, o aliere a Chinei cu Rusia pe față va trebui să se vadă și atunci cu această ocazie vom vedea și noi ce joc joacă China și cu cine este ea de fapt în această situație și evident că foarte probabil. Domnule Pom, probabil noastră... cu cine are banul și cu cei care nu vor să ia Taiwanul, ca să fac și o rimă în acest sens. Aș vrea să știu, din punctul dumneavoastră de vedere, cine ar putea să fie câștigătorii acestei povești? Pentru că totdeauna există așa ceva. Există de asemenea o discuție mai timidă, cum că Germania nu va ieși deloc șifonată din această poveste, pentru că e legată direct prin gazoduct de Rusia. Avem Nord Stream 1, despre care se vorbește foarte puțin, iar acest Nord Stream 2, care deocamdată nu funcționează. Și apoi vreau să vă întreb despre Uniunea Europeană.
Eu zic că toți vom fi câștigători din așa ceva, pentru că, paradoxal, și Ucraina este câștigătoare din așa ceva, indiferent de ce se va întâmpla militar în Ucraina, ei au câștigat. Au câștigat, cum să spun eu, imaginea unei țări care vrea să lupte pentru libertate, imaginea unei țări autentice, nu o țară făcută din bucăți, cum spune toată propaganda rusă. Ei sunt un popor care își doresc libertatea, își doresc independența față de Rusia, iar în momentul de față eu zic că cu toții vom câștiga din această confruntare, pentru că vom separa apele. Cu siguranță trebuie să încercăm să valorificăm aceste repoziționări la nivel global din punct de vedere economic. Trebuie să începem să producem mai mult, să producem lucruri care până acum se făceau cu precădere în China. Eu am spus asta și ca urmare a pandemiei, că și acolo s-a observat o problemă a acestei dependențe față de China. Dar pentru asta îți trebuie capital, îți trebuie antreprenori, exact, îți trebuie exact o grămadă de lucruri. Bun, și domnule Păun, pentru că ați ridicat-o la fileu, iar eu sunt avocatul diavolului, asta înseamnă că sunt foarte mulți bani pe care Uniunea Europeană va trebui să îi investească, în condițiile în care deja am anunțat că vom ajuta destul de mult Ucraina, pentru că spun vom ajuta. Și atunci, cât de mult vom putea noi investi la nivelul Uniunii Europene, în condițiile în care suntem atât de dispuși să dăm atât de multe fonduri și către Ucraina? Nu e o frână sau o contradicție în povestea asta? Nu este. Cu siguranță vor merge resurse și către ei și este bine să meargă și către ei pentru a se dezvolta. Așa cum și noi am beneficiat și beneficiem de aceste resurse de ani buni, nu cred că ar trebui să gândim de tipul acesta, domnule, împărțim și cu alții aceste resurse, pentru că împărțim și cu alții piața și potențialul economic pe care îl are Ucraina ca parte a unei piețe unice. Ce trebuie însă noi să facem cu toți este acest lucru, să nu ne mai bazăm doar pe banii care vin de la Uniunea Europeană, să încercăm să creăm un climat de afaceri care să genereze atracție pentru investițiile private. Capitalul privat și prezența marilor companii care produc în lumea aceasta reprezintă sursa cu adevărat a dezvoltării. Uniunea Europeană doar dă o mică parte din resurse pentru a permite dezvoltarea drumurilor, podurilor, autostrăzilor, a infrastructurii. Dar ok, domnule Păun, și atunci vin de acolo. Perfect, dar putem să ne descurcăm noi ca țară, ca România, care am avut atât de multe probleme, spunea și dumneavoastră la început, și anume că ne împrumutăm din ce în ce mai scump? Putem sigur să ne descurcăm? Da, nu trebuie să... Sigur că da, trebuie să nu mai fim atât de ostili față de capitalul străin, trebuie să învățăm că dezvoltarea vine de la implicarea în această lume globală, cu tot ce înseamnă producție, să începem să ne dezvoltăm pe parte de educație, pe parte de antreprenoriat, să începem să înțelegem cu adevărat că trebuie să ne conectăm la lumea globală, nu să stăm izolați de ea, nu să o blamăm, nu să venim cu toate aceste mesaje, nu domnule, noi suntem atât de deștepți încât ne descurcăm singuri, n-avem nevoie de străini, pentru că în momentul de față, mesajul propagat prin toate canalele acestea, inclusiv susținut de Rusia, a fost acesta: izolați-vă de străini, lăsați-i naibii că nu vă ajută deloc. Ei bine, taman pe dos ar trebui să facem, pentru că se vede, acolo unde ești deschis lumii internaționale și acolo unde te lași capitalurile, lași competențele să vină la tine, apare și dezvoltarea. Izolarea nu duce la dezvoltare, dimpotrivă. Am înțeles. Domnul Păun, mulțumesc frumos. O discuție interesantă, doamnelor și domnilor. Mergem acum către Jens Stoltenberg, care e secretarul general al NATO și care a declarat că aliații sunt pregătiți să acționeze pe flanul estic al NATO și să întărească susținerea acordată Ucrainei.